Bun găsit la Poftă de Viață! O problemă tot mai frecvent întâlnită la analizele de sânge uzuale este nivelul ridicat al zahărului sau hiperglicemia. Alături de invitata mea, doamna dr. Oana Nemeș, vom discuta astăzi despre alimentația în cazul persoanelor cu glicemie ridicată, precum și despre soluțiile naturale care ne pot ajuta la menținerea unui nivel normal al zahărului din sânge. Bună dimineața și bine ați revenit la noi! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Doamna doctor, ce este mai exact hiperglicemia? Sigur că da, este o întrebare foarte bună. Este important să știm pentru persoanele cu hiperglicemie faptul că alimentația și exercițiile fizice sunt, ca să spun așa, cele mai importante elemente de care trebuie să ținem cont pentru a avea o viață cât mai normală și cât mai echilibrată. În ceea ce privește alimentația, sunt câteva reguli general valabile și acelea se referă la reducerea nivelului cât mai mult spre minim a nivelului de zahăr și de alimente procesate. Este important să știm că aceste reguli sunt de obicei reguli generale și care pot fi adoptate de toate persoanele care își doresc un nivel de viață echilibrat, o alimentație echilibrată. Și sănătoasă. Exact, și sănătoasă. Dar în ceea ce privește persoanele cu hiperglicemie, în cazul acestora, oamenii de știință și nutriționiștii au cercetat, ca să spun așa, mai mult de 600 de studii pe o perioadă de aproximativ 5 ani și au ajuns la anumite concluzii, se numește un raport consensual, în care s-a stabilit ce alimente și ce îndrumări alimentare ar fi utile pentru persoanele care au un nivel ridicat al zahărului din sânge, tocmai pentru a ajuta la menținerea unui nivel, ca să spun așa, cât mai apropiat de normal și pentru a reduce atât simptomatologia, cât și complicațiile care sunt determinate de acest lucru. Ce alimente? Dacă sigur, spus, sigur. Ce alimente sunt ca să spun utile? Așa, niște reguli generale. De exemplu, la o masă, este extrem de util ca jumătate din farfurie să fie ocupată de legume verzi. Să încercăm să evităm pe cât posibil legumele care au în compoziție amidon, cum este de exemplu cartoful sau lintea sau mazărea, iarăși cealaltă 25% din farfurie să fie ocupată de proteină. Pentru că proteina este foarte importantă și este un combustibil la fel extrem de important. Iar celălalt sfert din farfurie să fie ocupat de către glucide. Și aici ne referim la glucide cu cum este doar 25%. Ne referim la paste, pâine, orez. Deci, în principiu, o masă a unei persoane... Carbohidrați. Carbohidrați, exact. O masă a unei persoane cu un nivel ridicat al zahărului din sânge, este bine să conțină legume verzi, la fel proteine și carbohidrați. Foarte important nivelul de zahărul sau de produse procesate să fie cât mai redus. La fel să se încerce să se înlocuiască legumele care conțin amidon cu legume verzi. Iar proteina să fie un element care să fie prezent în fiecare farfurie. Acestea sunt, ca să spun așa, niște reguli general valabile și care orice persoană cu un nivel ridicat al zahărului în sânge încearcă cât mai mult să le aplice, pentru că ele au un impact direct asupra nivelului de glucoză. Că tot m-ați întrebat ce este hiperglicemia. Este important să știm că sângele este cel care transportă toți nutrienții din organismul nostru. Iar printre cei mai importanți nutrienți de care noi avem nevoie este glucoza. Glucoza, pentru ca să ajungă în celule și să ne furnizeze energie, are nevoie de un hormon și anume de insulină. Insulina este cea care sensibilizează celulele și face ca acestea să poată absorbi glucoza din sânge, astfel încât să funcționăm corespunzător. Acest proces de cele mai multe ori se desfășoară fără ca noi să avem o intervenție. Problemele apar în momentul în care, de exemplu, organismul nostru nu mai secretă o cantitate suficientă de insulină și atunci alimentația pe care, mâncarea și toate alimentele pe care le transformăm apoi în glucoză, din păcate, nu se mai absorb și nu mai ajung acolo unde este nevoie. Și atunci rămâne o cantitate foarte mare de zahăr în sânge. Sau ce se mai poate întâmpla? Se poate întâmpla ca celulele organismului nostru să nu mai fie sensibile la insulină. Și atunci, la fel, să rămânem cu o cantitate foarte mare de zahăr în sânge. Este important să știm că pentru o perioadă
perioadă lungă de timp, această cantitate ridicată de zahăr în sânge poate determina niște simptome, ca să spun așa, specifice, precum și niște complicații. Ce ni se întâmplă dacă avem o perioadă lungă de nivel ridicat de zahăr în sânge? Apare o urinare frecventă, pentru că și rinichi încearcă să ajute organismul astfel încât să elimine acest surplus de glucoză din sânge, care în principiu ne face foarte rău și ne dă și multe complicații. Și atunci avem în permanență o urinare frecventă. Dacă avem o urinare frecventă, bineînțeles că ne și deshidratăm și atunci avem și o senzație de sete foarte mare, pentru că organismul la fel încearcă să compenseze pierderea de lichide. Deși mâncăm foarte mult, din păcate este și senzația de foame, pentru că toate acele alimente pe care le consumăm, din păcate, nu ajung acolo unde este nevoie, respectiv la nivel celular, ci doar rămân sub formă de glucoză în sânge, determinând această hiperglicemie, și atunci avem și o senzație de foame foarte puternică. Iarăși, ce mai avem? Neavând energie, bineînțeles că avem și o oboseală cronică, absolut toate lucrurile care încercăm să le facem ne par mult mai dificile în momentul în care avem un nivel ridicat de zahăr din sânge, tocmai pentru că nu avem energia necesară. Și iarăși, ce mai întâlnim? Mai întâlnim amorțeli, furnicături, ca și o complicație a unei perioade lungi de acest nivel ridicat de zahăr în sânge. Dar este important să știm că știința și natura lucrează în permanență împreună. Cum și ne ajută natura? Ne ajută. Să știți că ne ajută, de exemplu, un complex de 8 extracte de plante, precum și crom, reușesc să acționeze. Cromul este un oligomineral foarte important pentru organismul nostru, pentru că ce face? El potențiază acțiunea insulinei despre care am povestit și ajută ca și glucoza și energia de care avem nevoie să ajungă ca și glucoza să pătrundă în celule, iar consecința directă este o scădere a nivelului de zahăr din sânge. Iarăși natura, cum ar fi, de exemplu, un extract de afin sau extract de țintaură, extract de brusture, de năprasnic, alge marine, căpșună sălbatic, gențiană, toate aceste extracte au un efect direct la fel asupra nivelului de zahăr din sânge și împreună, bineînțeles, cu medicația recomandată de medicul specialist și cu o alimentație echilibrată, soluțiile naturale ne ajută să ținem sub control toate acele simptome deranjante despre care am povestit, precum și complicațiile, cum sunt amorțelile, furnicăturile, durerile care se instalează ca urmare a unei perioade foarte lungi de nivel ridicat de zahăr în sânge. Ne ajută ca această combinație, mai ales, de exemplu, extractul de afine sau extractul de fasole verde, iarăși acționează foarte bine, are un efect, ca să spun așa, hipoglicemian, de scădere a glucozei din sânge. La fel, extractul de brusture este o plantă extrem de benefică pentru persoanele care au un nivel ridicat al zahărului din sânge, pentru că acționează, ajută ca și glucoza să pătrundă în celule. Bineînțeles, s-au făcut numeroase studii clinice, pentru că este important în permanență să alegem soluții în cunoștință de cauză și să alegem cele mai potrivite soluții pentru sănătatea noastră, în principal în cazul persoanelor cu un nivel ridicat al zahărului din sânge. Cum am spus, natura lucrează foarte bine împreună cu știința și atunci, împreună cu medicația alopată, reușim să avem, ca să spun așa, un echilibru glicemic din natură. Un stil de viață sănătos. Exact, exact. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Punem punct aici ediției de astăzi. Rețineți că alimentația echilibrată, fără exces de carbohidrați, mișcarea în aer liber și odihna sunt principalii aliați pentru o viață sănătoasă. Pe data viitoare!